Câteodată numim planeta Venus geamănul Pământului, însă acest lucru se întâmplă pentru că mărimea celor două planete este aproximativ egală. În afară de acest aspect, cele două vecine nu mai au nimic în comun și din cauza temperaturilor extreme de pe așa numita planeta Dragostei, oamenii nu ar avea nicio șansă de supraviețuire acolo. Așa cum este descrisă de un scriitor, Venus este o lume diabolică a temperaturilor infernale cu o atmosferă toxică corozivă și o presiune zdrobitoare la suprafață, deci pur și simplu nu putem merge acolo. Temperatura de pe Venus ar topi orice se apropie de ea, însă condițiile de acolo s-ar putea să nu fi fost întotdeauna așa și după cum veți vedea astăzi, poate că în trecut Venus a fost o altfel de bestie, mai blândă și mai ospitalieră. Prima dată să vorbim despre fundamentele planetei Venus. Este a doua planetă de la Soare în spatele lui Mercur și în fața Pământului. A fost numită după zeița romană Venus, care printre alte lucruri a fost și zeița iubirii. Câteodată planeta poate fi văzută fără ajutorul unui telescop, însă numai într-o anumită perioadă și într-un anumit loc. Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le știți despre Venus, iar acestea sunt legate de motivele pentru care pur și simplu nu putem merge acolo chiar dacă am avea la dispoziție tehnologia necesară pentru a trimite oameni pe suprafața sa. Un lucru pe care poate nu îl știați este că Venus este cea mai fierbinte planetă din sistemul nostru solar. Temperatura de la suprafața sa poate ajunge până la 462 de grade Celsius. Obișnuiește-te să rămână în jurul acestor temperaturi, indiferent de zona de pe planetă. Deci nu te poți răcori la o plimbare pe munte, în aer liber, la fel ca pe Pământ. Poate că acum te gândești cum este Venus mai fierbinte decât Mercur, care este cea mai apropiată planetă de Soare. Răspunsul simplu este că Mercur are o atmosferă foarte rarefiată, pe când Venus are o atmosferă foarte densă, compusă în cea mai mare parte din dioxid de carbon. Presiunea atmosferică pe această planetă este de 92 de ori mai puternică decât pe Pământ, deci la suprafață te simți ca și cum te afli la 900 de metri sub apă. În termenii NASA, dacă reușești printr-o modalitate să nu te topești la propriu pe suprafața lui Venus, ai fi zdrobit într-o secundă, totul datorită atmosferei dense care captează căldura la suprafața sa, spre deosebire de Mercur, unde căldura este disipată în spațiul cosmic pentru că atmosfera este aproape inexistentă și toate particulele trec prin ea. Pe scurt, căldura de pe Mercur este risipită în spațiu, în timp ce pe Venus atmosfera previne acest lucru. Este ca și atunci când închizi ușa de la duș în timp ce faci un duș fierbinte și tot aburul rămâne în cabină. Poate vă întrebați cum am avut norocul uriaș aici pe Pământ să primim această atmosferă perfectă pe care oamenii de știință au numit-o fenomenul Goldilocks. Se pare că planeta noastră se află la o distanță potrivită față de Soare, care permite formarea unei atmosfere aproape perfectă, nici foarte densă, nici prea rarefiată. Pur și simplu am fost norocoși, însă după cum veți vedea, s-ar putea ca Venus să nu fi fost niciodată un loc atât de extrem. S-ar putea să te întrebi cum arată suprafața lui Venus. Ei bine, este la fel de stâncoasă ca și pe Pământ, însă sterpă. Sunt de asemenea o mulțime de vulcani acolo, cu toate că suprafața este formată în cea mai mare parte din câmpii. Există totuși zone de teren înalt, iar cel mai înalt munte de pe Venus se numește Maxwell Mountains, după un savant scoțian. Muntele are o înălțime de 11.000 de metri, doar ca o comparație, vârful Everest are o înălțime de numai 8.848 de metri. Așadar, avem acest loc extrem de cald care ne poate zdrobi. Cercetătorii de la NASA au mai spus că suprafața lui Venus are un miros de ouă stricate, deci încă un motiv bun ca să-ți anulezi călătoria acolo. Însă, poate că planeta nu a fost întotdeauna așa. Vedeți voi, Venus are în jur de 4,5 miliarde de ani. Este uluitor când te gândești cât de mult timp înseamnă viața unei planete, pentru că până și câteva mii de ani sunt greu de gestionat. Este în regulă să spunem că a avut suficient timp la dispoziție pentru diferite schimbări, de aceea unii oameni de știință spun că Venus din trecut ar fi putut arăta mult mai ospitalier. Noile cercetări care au avut loc în 2019 au stabilit că pentru 3 miliarde de ani, Venus ar fi putut avea un climat care să poată menține apa la suprafața planetei. Temperaturile nu ar fi fost deloc atât de ridicate, iar savanții care au luat parte la cercetări au declarat că Venus ar fi putut avea temperaturi mult mai mici, unde maximele ajungeau la 50 de grade Celsius, iar minimele la 20. Însă, potrivit acelor cercetători, au intervenit schimbările climatice, iar planeta s-a transformat într-un infern.
Ei cred că aceste schimbări s-au întâmplat în urmă cu 700-750 de milioane de ani. Însă, ce s-a întâmplat mai exact? Ei bine, haideți să vedem ce au de spus unii dintre autorii acestui studiu. Citez. O ipoteză este că Venus poate să fie avut un climat stabil timp de miliarde de ani. Este posibil ca evenimentul global de ieșire la suprafață să fie responsabil pentru această transformare de la un climat asemănător Pământului la casa infernală pe care o vedem în prezent. Evenimentul de ieșire la suprafață, sau în engleză, resurfacing, se presupune că are loc atunci când întreaga planetă este acoperită cu lavă pentru că mantaua este prea fierbinte, iar plăcile tectonice nu sunt eficiente și nu permit o răcire optimă a nucleului, cum se întâmplă pe Pământ. La fel ca Pământul, Venus a fost foarte caldă, iar apoi s-a răcit. În timpul fazelor de răcire s-a produs o mulțime de dioxid de carbon, însă nivelul gazului incolor s-a redus și a fost prins în stâncile de la suprafața planetei, iar acest lucru a lăsat foarte mult loc în atmosferă pentru nitrogen. Oamenii de știință au declarat că pe parcursul acelei perioade de timp lungi, în jur de 3 miliarde de ani, Venus a avut apă lichidă la suprafața sa, plăci tectonice și ulterior o temperatură stabilă asemănătoare cu cea de pe Pământ. Ei cred asta pentru că au creat simulări pe calculator despre cum a evoluat planeta Venus, însă se pare că apoi totul s-a schimbat și a avut loc evenimentul care a transformat planeta în show-ul horror din prezent. Cercetătorii au mai declarat că, citez, s-a întâmplat ceva straniu pe Venus, unde o cantitate uriașă de gaz a fost eliberată în atmosferă și nu a putut fi reabsorbită de stânci. Ei cred că activitatea vulcanică ridicată poate fi de vină pentru Venusul din prezent, atunci când a fost eliberată o cantitate uriașă de magmă. Cercetătorii cred că această magmă ar fi putut elibera o cantitate uriașă de dioxid de carbon, însă atunci când s-a răcit, magma nu a putut să reabsoarbă gazul, iar acesta a rămas blocat în atmosferă. Imaginați-vă asta! Venus ar fi putut avea cândva o atmosferă și un mediu ca al Pământului. Asta înseamnă că viața așa cum o cunoaștem noi ar fi putut exista și acolo. Am fi putut să ne trimitem mesaje interplanetare reciproc dacă evenimentele catastrofale nu s-ar fi petrecut acolo. Cercetătorii au spus că în trecut ar fi fost posibil acest scenariu. Ei au încheiat studiul prin, citez, modelele noastre arată că există o posibilitate reală ca Venus să fi fost locuită și radical diferită față de planeta de astăzi. Voi cum credeți că a arătat viața venusiană? Ar fi putut exista acolo o specie inteligentă? Nu ezitați să ne spuneți părerea voastră în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!